Prețul este într-un parteneriat domestic cu G2A. Cele mai ieftine jocuri de pe Steam le găsiți pe G2A. Hai, nu mă vezi nățătorul și ne-am găsit la un nou video din seara noastră de pe Metin 2 România, serverul nou. Ei bine, fac acest clip să vă arăt update-urile la cont, pentru că chiar n-am avut timp să fac acel mixtape de care v-am tot vorbit și v-am tot păcălit că o să facem mixtape și așa. Chiar trebuia să fac video-ul ăsta pentru că s-au făcut multe update-uri la cont. Mulți au zis că te ești prost, bă, te lași, n-o să faci nimic, bă, bă. Contul, în momentul de față, a prins contur bine rău de tot și Licanul și Șamanca. Ei bine, de ce să mint, am fost ajutat și de Denis pentru că a băgat niște MD-uri pe Lican și a investit în el fără să știu. A cumpărat vreo 400 de coruri și a reușit să facă, băieții, bine, rubin, opac, full, atac, medie, rezistență, medie și granatul care, na, pe granat nu intră nimic. Ce dorește Eric? 28 medie, bun, nu sunt rele. Și a reușit să facă, deci avem rubinul și granatul, ceea ce este cel mai important după mine, pentru că... granatul oferă fulger, încă 5 fulger care o se simte destul de mult, 750 PV, bine venit și acolo, dar rubinul, medie, rezistență medie și 150 atac, credeți-mă, se simte extraordinar de mult. Asta, 1 la mână. 2 la mână, a băgat 1000 de MD-uri în roată pe contul lui, a luat brățară, cercei os, mount cu 30 XP, inele și așa, alea nu se pun, niște șarfe și mistrețul. Mistrețul care, pe care îl folosim și pe Lican și pe Șamancă. E bine, el joacă pe Șamancă, dar cu cât facem Licanul ăsta mai mare, o să creștem și Șamanca după el. Adică am tras un pic. Am făcut 72-75 în cam 2 ore. Aveam și live, am făcut într-o oră 73-75, easy. Dar de ce să mint, am băgat niște apărări side pentru că atunci aveam setul un pic mai slăbuț. În momentul de față, activând și alchimia, setul arată cam așa. Să vă arăt. 40 demon pentru că n-am astea. Bun. Deci avem 60 diavol și 79 fulger, pentru că avem ăsta plus 8. 79 fulger fără cristal, dacă ne punem și cristal, nu știu exact cu cât crește, dacă crește cu 10% sau cu, știam că 10% din bonus, ceva de genul. Dar 79 fulger, băieți, în momentul de față și 60 diavol, pentru că avem odată aici 60 diavol, odată aici 20 diavol, n-a vrut să intre și cu PV, odată aici 10 diavol, 30, 40 cu scutul și 60 cu cercei. Trebuie să-i facem și pe ei plus 9. În rest, fulger avem 15 pe costum, 15 pe coif, 15 pe armură. Am mai cumpărat schimbări verzi, am cumpărat cont direct cu schimbări și mi-a dat schimbări. 10 fulger pe brățară, 10 deaul care e foarte bună, papucii plus 9 bonusați și colierul mi-a ieșit plus 8 și l-am lăsat așa pentru unul fulger, n-are rost să stricăm colierul. Cu setul ăsta și Șamanca cu geuri, credeți-mă că nu aveți probleme. Nu am testat încă acum când, nu am testat la cei roșii acum când am 10 fulger în plus, 10 diavol în plus față de cum am bătut atunci. Atunci am bătut și cu apărarea side pentru că aveam de la GT-uri și luam toată camera fără nicio problemă și atunci băteam sub dragon fără nicio problemă. Nu prea aveam damage, dar nu aveam alchimie, nu aveam 10 diavol, deci credeți-mă că 150 atac plus 8 medie contează foarte mult, plus 10 fulger, așa. Bun, acum o să-i dăm level, o să-i dau eu level, o să dea și Șamanca level. Am stat ieri, am stat la drop de arme de 70, în cam 2 ore am făcut 18 KK, am avut un drop super bun și am fost mulțumit. Mi-am mai deblocat din inventare, vedeți și voi. Da, am băgat 20 diavol pe skin, mi-am mâncat cred că 10 KK. Altceva,
Nu știu dacă am mai făcut ceva, avem 19 blessuri, le pregătim, le lăsăm aici pentru când o să ne facem oțel. Trebuie să facem 90 și să-i dăm pe beta. Altceva, trebuie să facem P-ul la suflet lup roșu, iar apoi vreau să strâng bani să cumpăr cufere să cresc emurile. Pentru că licanul bate destul de aiurea de jos și am nevoie de skill-uri. Am făcut și un live în care ați văzut cum bat în beta. Bat în general de pe mistreț. Și parca și bat de jos. Acum să vedeți cât contează INT-ul. Avem, eu am dropat ghearele astea plus 6, avem, avem cercei plus 7. Fiți atenți. De la 387 atac, cât îmi dă? 460. Aproape 100 atac în plus. 100 atac în plus cu 18 INT. Da, cu 18 INT. Dacă faci ăștia plus 9, de fapt plus 9, dacă ai ăsta cu 12 INT, dacă ai un scut cu 12 INT, un colier de perle, cred că îți dau undeva, cred că la, cred că aproape de 150 atac poate în plus. Contează foarte mult, foarte mult. Vreau să-l fac pe și apoi trebuie să-mi fac și un set INT. Contează destul de mult, dacă bați un boss, dacă bați un metin, damage-ul crește considerabil. Altceva ce vreau să vă arăt, a reușit Denis tot la fel cu Bulan, a fost ziua lui norocoasă, ieri a făcut și eșarfă, ieri a făcut și, nu, n-a făcut ieri brățara, sau ieri a făcut-o, cred că ieri a făcut-o, ieri a făcut și brățara, da, ieri a făcut și alchimia, și, deci ca să știți, brățara e a lui, pe eșarfă e a lui, alchimia făcută de el, astea nu se, da, până la urmă este contul de pe care o să farmăm, le scoatem noi la capăt, pentru că a băgat în lican, crește în șaman, ca farmăm amândoi, nu e problemă de asta. A făcut eșarfă de 18% din prima. Frumos așa, eșarfă de 18%. Acum vreau să stau la drop dacă îmi pică un sunt sărac. Dacă îmi pică undeva la un arc medie 35+, mă gândeam să-l facem plus 6, plus 7 și să-l punem pe eșarfă pentru că contează destul de mult. După aia putem să schimbăm bonusul dacă vrem sau dacă ne facem o eșarfă de 25, 20 și ceva, na. Dar o să fie un damage în plus și contează. Trebuie numai să dropăm, să dropăm un arc, cel mai mult am dropat o drăvită medie 24. În rest v-am spus, am stat la cei albi și am încercat să dropez arme de 70 ca să fac bani. O să vă las și un print dacă este în un print dacă este în descriere, să vedeți cam ce am făcut eu într-o oră jumate, cam așa de bătut. Am avut noroc, drop super bun, v-am zis, undeva la 18k am scos, ceea ce este extraordinar de bine. Da, mă băieți, cam asta e treaba, cam astea sunt planurile, vreau să dau azi 80+, șaman ca 75+ ea și să îi dăm cu contul, să continuăm evoluția cât mai repede și cât mai bine. Investiție până acum eu am donat 250 de euro și chiar nu mai am nevoie să donez deloc pentru că am itemele făcute. Acum tot ce trebuie să fac este să cresc și să încep să scot bani, să fac milioane milioane și să-mi fac contul bombă. Nu știu dacă au fost investiți cu cap sau nu, știu oameni de pe server care au investit mult, mult, mult mai mult și nu au ce avem noi pe cont, ce am eu pe cont. Până la urmă gândiți-vă că și Denis a băgat la 200 de euro, cred, și gândiți-vă că avem două conturi, ăsta are G7, el are GP Shaman, că avem iteme bonusate grămadă, are și el vulturi, brățări, colieri și mai departe. Adică nu suntem chiar așa sărăcuți. V-am spus care e planul. 80+, tragem tare, P-ul la suflet, iar apoi M6, M6. Vreau să bag câte un cufăr să fac, să le ridic măcar M6. Nu vreau să le fac direct G pentru că o să bagăm mai mult. Bun. Și vreau să facem 90, să fac și eu 90 și șamanca, să-i dăm tare pe beta. Da, un băieț, cam atât și cu video-ul ăsta, sper că v-a plăcut. Vă aștept în comentarii părerea voastră despre cont, dacă e ok ce am făcut sau nu. Eu am fost Crețu, până data viitoare, baftă!